Mei, Marianita și Laurențiu, formați cel mai frumos, solid și pupăcios cuplu. Vă susțin necondiționat până la final. Fiți puterniți și să aveți grijă unul de celălalt. Deși în casă nu aveți prieteni, în afară aveți foarte mulți susținători. Cu drag, Georgiana Necula, care a trimis 19 trandafiri roșii. Mulțumim pentru voi doi. Mulțumim. Dacă vrei, poți să vii să-l iei. Vi las momentan acolo ca să... Mulțumesc. Și fii atentă că nu doar Georgiana Necula a trimis flori, ai mai primit o grămadă de atenții și din partea Ancuței Ionescu din Cluj v-a trimis o felicitare foarte frumoasă, e foarte mult scris, să știi. Pupici din partea Nașei de la Cluj, salutări și încurajări tuturor concurenților, mai ales tine, Ioanei și doamnei Maria și dragă Marianita. Mulțumim. Vă zice la mulți ani cu ocazia împlinirii primei luni de relație și vă urez să aveți parte împreună de multe bucurii peste ani și ani. V-a trimis și un album foto. Hai să vedem, uite, povestea noastră, uite de pe tine, la intrare. Tu văd că plângi, Marianita. Nu, chiar nu plâng. Nu plângi? Nu. Este venirea ta, da? E prima ta poză, mi se pare, și vă dă povestea, uite-l și pe el, și povestea voastră. Stați așa, vedeți ce scrie. Lipicios, activ, unic, rezonabil. Adică Laur, și după aceea e prima întâlnire. Și veți vedea povestea voastră toată în imagini. Mulțumesc din suflet. Așa că... bine, uite, și brățară, și cercei. O să vedeți voi câte lucruri v-au trimis. Vreau să spun doamnei Ancuța din Cluj că va rămâne o opțiune. Așa? Și că ce? Va rămâne ca opțiune. De afinașă? Da. Și aici, uite, că a făcut și un fel de poster cu voi doi și scrie la mulți ani ca să-l iei tu și să-l pui la cap. Bun, deci ca să vedeți că cei de afară cred în cuplul vostru. Și acum... a făcut o inimioară, Marianita, ieri, o pernuță. Dumneavoastră i-ați făcut? Așa. Deci...